l-am pus. Am un pat dublu. Am aici o cadă la val. Duș și toaleta. Atât, simplu, dar frumos, curat. Ok, asta este. Pe curând! Hei, bună dimineața! Astăzi este ultima mea zi în Delhi. Nu o să mai am foarte mult de filmat, dar mai mult o să mă pregătesc pentru plecare, adică întoarcerea, de fapt, în Japonia. Ce să vă spun? Am fost ok, n-am avut nicio problemă. Mai încolo o să spun minusurile și plusurile acestei țări, deși când spunem India nu trebuie să avem pretenții, părerea mea, pentru că trebuie să vii pregătit pentru orice. Da, ce să vă mai spun, mi-a plăcut în India, m-am distrat, m-am relaxat, bine, puțin obosită cu bagajele de aici colo, dar asta este, așa este când călătorești. În rest, totul este și a fost bine. Nu are nimeni corona aici, din câte am văzut eu, nimeni nu poartă mască, doar cei de la aeroport. Pe curând! Și vouă mai de aproape. Aceasta este și aceasta. Nu știu ce este fiecare, că nu am mâncat, dar nu am, dar vă arăt așa să vedeți cum... Este ultima seară în care mă aflu în Delhi. O să iau metroul la stație până la Jama Masjid. Vreau să merg la... să mănânc ceva acolo.
Și am înțeles că metrourile sunt făcute de japonezi. Înainte să intru la metrou, am trecut printr-un filtru de control. Merg o singură stație, așa că m-a costat 10 rupii și am primit un jeton. Cobor jos. Ei, de fapt a trebuit să merg două stații, nu una. Thank you. Ye wali video mein
place? Doar la 3 mere. Ce cred că e? Un dosilical de ăla. Idar. E ăla. Am dat 30 de rupii pe aceste 3 mere. Aici, la Jama Masjid, cum am mai spus, mă aflu în Old Delhi și am venit să filmez din nou, pentru că data trecută nu v-am adus la poarta principală, am fost doar la poarta 3, unde nu aveam foarte mult ce să filmez. Am venit de data asta, poate reușesc. Asta este poarta principală de la Jama Masjid și la ora aceasta este închis. Asta este o stradă faimoasă pentru mâncare. Fix în fața, începe în fața Jama Masjidului, la poarta 1, gate 1. Plec că s-a făcut târziu, nu mai stau. Și mai am
vedem mâine din aeroport. Noapte bună! Pe parcursul celor două săptămâni în India. Țin să menționez că eu nu sunt pro, dar nici contra. Vreau doar să dau detaliile care consider că un turist trebuie să le știe. Deci, dacă vrei să ceri o cafea și nu specifici că vrei black coffee, îți aduce cafea cu lapte. La toate palatele și muzeele, prețurile unui turist diferă foarte mult față de un cetățean indian. Dar da, ai prioritate, nu trebuie să mai stai la coadă. În India, întreruperea curentului este ceva foarte comun. Să nu vă surprindă dacă rămâneți pe întuneric pentru ceva timp. În India, nu am văzut nicăieri mașini de spălat gen coin laundry puse la dispoziție pentru turiști ca să își poată spăla singuri îmbrăcămintea. Dacă totuși este urgent, puteți da lucrurile pentru spălat la recepție. Eu nu am optat nici pentru asta. Nu sunt magazine gen non-stop. De fapt, ceva similar am văzut în Delhi, unul singur, dar nu avea foarte multe produse, ceea ce m-a dezamăgit. Sunt foarte mulți cercetori care te abordează insistent și la un moment dat devine foarte obositor. Este foarte mult praf peste tot, cu mâncarea deci nu am avut probleme, a fost foarte bună, dar asta depinde de fiecare în parte. Se conduce pe stânga, ce-i drept, dar foarte haotic. Mașinile vin din toate părțile și trebuie să fiți atenți la fiecare mișcare. Mare grijă la cei cu tuk-tukurile, că la început spun un preț, după care la sfârșit dublează prețul. Spun asta din propria experiență, mi-a doua oară, nu mi-a mai trebuit tuk-tuk. La fiecare muzeu sau palat, cetate sau orice vizitați, vezi că apare un ghid de nicăieri și insistă să te însoțească și să-ți spună el istoria locului, contra cost, bineînțeles. Toalete. În India este o foarte mare problemă. Sunt de negăsit și dacă totuși ești norocos să găsești, este foarte bine ca întotdeauna să ai hârtie igienică la tine.
De recomandat este să beți întotdeauna apă îmbuteliată. Hotelurile, chiar dacă sunt de 5 stele, părerea mea este că nu se prea ridică la aceste standarde. Eu am fost de fiecare dată dezamăgită. Ori prosoapele nu erau prea curate și pufoase, ori se întrerupe curentul, ori este canalul înfundat de la duș și nu se scurgea apa și așa mai departe. Acum, eu nu vă descurajez să nu mai vizitați India, că sunt și foarte multe experiențe plăcute, cum ar fi mâncarea, a fost foarte delicioasă. Eu chiar nu am avut probleme cu așa ceva. În plus, la fiecare muzeu sau cetate vizitată, este o experiență inedită, foarte plăcută și foarte mult de învățat de acolo. Ne vedem în următorul vlog din Japonia!